premieră produsul Cloud VPN. Este un produs care a fost lansat în același timp în 3 țări din cadrul grupului, respectiv Slovacia, Croația și Ungaria. Acest produs va fi disponibil curând și în piața locală. În principiu, elementul de noutate este că față de produsul de rețea virtuală privată care permite comunicarea de date între sediul central și filialele locale ale unei companii, există posibilitatea pentru clienții companii să acceseze un portal pe care să-și provizioneze o anumită conexiune, specificând parametrii acelei conexiuni de bandă, de securitate, de calitatea serviciului. De asemenea, se diferențiază prin introducerea unui element de securitate în plus și prin faptul că producția este centralizată. Se utiliza, din punct de vedere al furnizării, este mai economic să furnizezi serviciu utilizând conceptul de router virtual produs într-un hosting data center central. Este un DC terabit situat în cadrul grupului care permite, practic, diminuarea costurilor pentru furnizarea acestor servicii. Din punct de vedere al investițiilor, bineînțeles, Telecom va investi în piața locală în continuare peste 160 de milioane de euro în anul 2015, în principal în dezvoltarea de infrastructură modernă de tip fiber to the home, fiber to the building și în 4G. Facem acest lucru pentru a susține obiectivul nostru strategic de a fi operatorul integrat numărul 1 de pe piața locală, de a putea oferi clienților noștri servicii de calitate, servicii de încredere și pentru a susține conceptul de pachet integrat fix mobil. În acest cloud pe care îl introduceți în România, există posibilitatea ca să furnizați clienților softuri, adică să aibă niște pachete de soft ca ei să nu se mai complice cu licențe și cu tot felul de chestii. Da, avem această posibilitate, avem un portofoliu de cloud de 19 servicii, aplicații de tip software as a services, prin care clienții practic pot să utilizeze serviciu fără a investi inițial în achiziționarea unei platforme, a unei licențe globale a serviciilor direct de la furnizor. Continuând, acesta este noul nostru concept de business. FMCC, s-a discutat despre el și în cadrul conferinței de la Barcelona, vorbim de convergență fix mobil și cloud. Deci nu numai că oferim clienților toate tipurile de comunicații de care au nevoie, fixe și mobile, voce, date, internet, dar și servicii de cloud care să le ușureze practic interactivitatea, să crească productivitatea companiilor, să crească agilitatea lor și modalitatea de a răspunde provocărilor din piața locală. Telecom România va continui să investească, după cum vă spuneam, povestea acestor servicii integrate este relativ simplă. Oferim totul de la un singur furnizor, un singur punct de contact, o singură factură, un singur contact center și, nu în ultimul rând, o ofertă de terminale și produse AT&T foarte competitivă. Nu ne vom opri aici, practic vom continua să ne dezvoltăm procesele interne și să investim astfel încât clienții noștri pentru servicii integrate fix, mobil, cloud să poată beneficia de preluarea în call center în mai puțin de 10 secunde. Ați omis voită televiziunea? Că nu o văd aici. Nu, vreau să introduc la sfârșit. Este un diferențiator important pentru noi. Noile servicii de televiziune IP, care oferă cea mai bună experiență din punct de vedere calitate în piața locală și content exclusiv. Mă refer aici la emisiunile sportive de tip Champions League și Europa League din toamnă. Vor fi doar la Dolce, doar la Telecom TV. Și venim, bineînțeles, și cu content exclusiv, cum ar fi Formula 1. Reprezintă, practic, rețeta perfectă pentru clienții noștri de a se bucura de cele mai bune servicii din piața locală. Statistic vorbind, după lansarea serviciilor integrate, până la sfârșitul lunii decembrie 2014, am câștigat peste 46.000 de clienți pentru pachetele noastre integrate de servicii fix mobil. În ceea ce privește segmentul companii, segmentul business to business, adăugăm peste pachetele integrate fix mobil și servicii de tip machine to machine, bazate pe această tehnologie, servicii integrate de tip AT&T, având rolul de a crește competitivitatea și productivitatea companiilor care accesează aceste servicii. Acest cloud pe care îl veți construi aici este o extensie a cloudului din Germania, să spunem, sau va fi un cloud național? Aici este o discuție. Avem atât variante locale de cloud,
Avem aici portofoliul de cloud, nu o să insist pe el, sunt peste 19 tipuri de servicii de cloud deja lansate. De multe ori, utilizatorii din România își doresc content personalizat și de aceea avem aplicații de tip ERP, CRM, Customer Relationship Management, Virtual Desktop Infrastructure, localizate aici în România, dar sunt și aplicații de tip internațional. Un exemplu în acest sens este lansarea pachetului Office 365 împreună cu Microsoft. Este un hosting data center aflat în Irlanda, aprovizionarea se face printr-o platformă a grupului din Croația și clienții din România beneficiază de acest serviciu. Un alt exemplu este cel lansat de noi cu câteva zile în urmă și anume OneDrive. Este un hard bundle. Aceasta presupune că toți clienții serviciilor FMC, pachete integrate fix mobil, beneficiază în mod gratuit și de OneDrive, capacitate de stocare în cloudul Microsoft de 1 terabit. 1 terabit înseamnă foarte mult. Pentru companiile care nu salvează content video, este aproape nelimitat. Au aproape tot ceea ce își doresc, inclusiv o variantă online a pachetului Office Web, mă refer aici la Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Totul inclus în prețul pe care îl plătesc acum, pentru că strategia grupului este de a se diferenția și de a oferi mai multă valoare clienților pentru prețul plătit. Împreună cu Microsoft am lansat această ofertă în piață de care se bucură toți clienții noștri de broadband, de pachete de tip 2P, voce plus internet, respectiv clienții de servicii integrate FMC. Bineînțeles, broadband-ul se vinde la pachet cu serviciile de voce. FMC-ul reprezintă practic direcția spre care se îndreaptă toți operatorii din sectorul telecom. Noi considerăm că suntem bine poziționați pentru a câștiga această bătălie. Practic, un client are un singur punct de contact, are toate serviciile de care are nevoie de la un singur furnizor, beneficiază, bineînțeles, și de un raport calitate-preț foarte bun, beneficiază de un punct de contact unic. Telecom continuă strategia începută în anul 2014, strategia numită Sync One, care are trei piloni principali. Primul dintre aceștia se referă la acțiuni comerciale care să ne ajute să ne poziționăm ca operatorul integrat numărul 1 din piața locală. Cel de-al doilea pilon se referă la schimbarea regulilor jocului. Încercăm să surprindem clienții noștri cu oferte de genul celei prezentate anterior. Cel de-al treilea este de modificare a modelului operațional concomitent cu concentrarea pe activitățile de bază. În ceea ce privește primul pilon strategic, în anul 2014 am lansat serviciile integrate, fix mobil. De asemenea, oferim transparență și un preț corect clienților noștri. Nu în ultimul rând, am lansat serviciile de tip pachet fix mobil cloud, care permit productivitate, eliminarea costurilor cu călătoriile, comunicare online pentru clienții noștri. Din punct de vedere al modelului operațional, continuăm să investim, vom ajunge practic la 1 milion de locuințe care vor fi acoperite cu tehnologia Fiber to the Home până la sfârșitul acestui an, urmând ca până la sfârșitul anului 2016 să creștem această acoperire la 2 milioane de gospodării care vor beneficia de fibră optică până în locuință, Fiber to the Home. De asemenea, acoperirea 4G reprezintă o preocupare pentru noi, va fi dublată la sfârșitul acestui an comparativ cu situația de la începutul anului 2015. În principiu, cam asta este strategia Telecom, acestea sunt direcțiile spre care ne îndreptăm, nu ne vom opri aici. Bineînțeles, veți regăsi în strategia noastră și puncte din agenda digitală menționate de domnul ministru Grindeanu anterior, partea de e-health, partea de dezvoltare a serviciilor noi de tip e-payment, e-commerce, se regăsesc de asemenea în strategia noastră, pentru că am remarcat că inovația tehnologică are deja un ciclu foarte scurt și pentru noi acest lucru se traduce prin necesitatea de a acumula cât mai multă tehnologie, de a ne mișca mai rapid, de a răspunde repede, de a furniza servicii mai bune, mai stabile, de calitate mai bună și care să acopere toate cerințele clienților noștri din segmentul B2C, dar și din segmentul B2B. Vom continua în această direcție, mulțumesc. În direcția telemedicină, vedeți o dezvoltare înăuntru companiei sau în cooperare cu niște unități medicale de la noi? Sau care este ideea? Da, bineînțeles, strategia noastră este să colaborăm cu furnizorii de soluții specifice pentru telemedicină, dar și cu
clinicile mari, principal clinicile private. Noi am lansat deja un prim produs în această direcție, este o brățară care se pune la mână, are un buton de push-down, în momentul în care un pacient are o problemă, apasă acel buton, semnalul respectiv ajunge, fiind conectat printr-un SIM, la o clinică care poate interveni. Dar, bineînțeles, așa cum a spus și noastră anterior, se adresează unui anumit segment. Avem și soluții pentru spitale, de exemplu, avem un pilot pe care l-am desfășurat la Brașov, în care bazat pe avem o tehnologie de localizare a pacienților în cadrul spitalului, printr-o tehnologie wireless, bazată pe o colaborare cu unul din furnizorii de soluții. Intenționăm să dezvoltăm și alte produse în această direcție prin colaborare cu furnizori tradiționali, cu spitale, cu clinici private, dar și cu grupul din care facem parte. Deci, practic, sunteți deschiși și către piața autohtonă. Dacă se vine cu o propunere din piață, atunci o îmbrățișați, dacă vi se pare fezabilă. Cu siguranță. E un semnal de dat către toți furnizorii din țară. Dacă există întrebări la domnul Voicu, către Telecom... Ceva da, pe domnul Voicu. Spuneți-mi, rog, dumneavoastră aveți o divizie specială de cercetare, dezvoltare, inovare sau pur și simplu customizați o serie de produse dezvoltate, să zicem, la firma mamă? Da, este o întrebare foarte bună. Nu avem R&D, Research and Development. Există, în schimb, în cadrul grupului o secțiune numită Product Development și Innovation, respectiv o parte de laborator, T-Lab, care ne ajută, avem o colaborare cu grupul, bineînțeles, în ceea ce privește dezvoltarea de produse și servicii, dar și multe dintre ele sunt rezultatul unor acțiuni locale de colaborare cu furnizori de soluții și servicii de prim rang, cum ar fi Microsoft în exemplu anterior, cum ar fi Cisco pentru Cloud VPN la nivelul grupului, sau cum ar fi alți dezvoltatori locali. Pentru ERP și CRM lucrăm cu o companie locală din Brașov, de exemplu, pentru că au un preț foarte competitiv. Deci ajungem să vindem preț per user, pe licență pe lună, 6,9 euro pentru un ERP.